Emisiunea Șef la Cuțite m-a convins să vin aici, să arăt și celor din jurul meu, pentru că foarte mult contează nu să te menții doar pentru tine, să oferi și celorlalți din jur. Ideea că gătitul este frumos și este sănătos, îți ia toate ideile negative, le aruncă undeva într-o cutie și cutia respectivă e aruncată în ocean. Și rămâi doar cu energii pozitive. Iar în seara asta vă gătesc mușchi de vită în sos de rodii, pe un pat de rucola, cu salată marinată de morcov picant, produs propriu. Este incredibil de bună combinația dintre mușchi de vită în sos de rodii cu morcovul ăsta picant. Este nemaipomenit. Am ales această rețetă ca să pot să prezint și produsele pe care le produc. În acest moment pot să zic că am o afacere de succes, pentru că, în primul rând, nu am niciun feedback negativ în ceea ce privește produsul pe care îl produc împreună cu soția. Sunt salate diferite. Avem salata de morcov, morcov dulce, morcov picant, salata de dovlecel, salata de, nu știu, de ciuperci, de țelină. Ideea de afacere a venit imediat după ce ne-am căsătorit cu soția și am zis că să avem un nume care să atragă cumva, adică să fie cumva semănător cu ceea ce facem noi. În ograda bunicii, cel puțin, întotdeauna aveam legume și am zis că aia este. Aia este imaginea pe care o am în capul meu, aia vreau să o pun și în mintea clienților mei. Acum adăugăm morcovul, care este... Nu cred că este vedeta, este pe plan secund, dar fără el n-ar exista această rețetă. Am emoții în ceea ce privește reacția șefilor, dar am foarte mare încredere în produsul meu și știu că, indiferent ce reacție vor avea ei, știu că am să merg mai departe, pentru că este esențial să merg mai departe cu ideea asta, pentru că am făcut până acum ceva și vreau să construiesc ceea ce am făcut până acum. Poftă mare, șef! Mama, uie. Începem cu o farfurie fine dining. Foarte frumoasă. Da. Nu știu ce e, dar e o farfurie foarte senzațional de frumoasă. Trebuie să fie. Și combinația de gusturi, tot fantasmagorice, toate. Asta... Oh. Pleșcavița! Bă, și emoții am, frate, pe bune, dacă... Nu e pleșcavița? Pleșcavița, mă. Carne. E carne? Da. E cu vin roșu. Escalop de cărniță. E sigur că așa se numește? Da. Scalop. Hai. Ba, e vacă, mă. Hai, șef, cu morcovul. Salata are puțin usturoi. Vezi? Ai luat din morcov? Are usturoi. Hai că e bun morcov. Ia. Și zahăr cu oțet. Păi e dressing-ul de la... Bă, e nemâneacă. E dressing-ul de la salată. Asta e genul de farfurie austriacă. Au austrieci, nemții acolo. Ăștia mănâncă așa. Da, ăștia mănâncă genul ăsta așa. Nu mănâncă, bă, usturoi în Germania nimeni. Bă, ce dressing e ăsta, că nu l-am întâlnit niciodată în viața. Bă, ce mare lucru e, mă. E zahărul cu oțet și cu ardei iute și cu usturoi. Produs nou, șef Scărlătescu. Ori zahăr, ori miere. Ce e așa de complicat? Sau sweet chili, direct. Are și chili, da? Carnea e tare, e gătită foarte mult. Carnea e carne, nu știam cum i-a ieșit. Eu știu cine a gătit. E asistentă medicală la un spital în Viena. Nu e, mă, fii atent aici. Ăsta este barman toată ziua și e unul de la care se ceartă cu bucătarul. Și bucătarul, când îi dă de mâncare, tot carnea de asta bine făcută îi dă. Ia de aici. Cu iute. Da, și iute. Și el nu mănâncă iute. Și uite așa. Asta e homemade, e o chestie făcută de el. N-are nicio legătură cu nimic. Bine, hai să vătăm. Uf. Deci salata asta de morcov este... Doamne! Bă, e bună, dar și carnea ce fac? Că nu mi-a dat doar salată. Da, da, ai gust în salată. Mă refer la carne cum e gătită. Mamă, ce emoție am, Doamne, Dumnezeu. Carnea este foarte importantă în farfurie, Florin. Mamă. Salutare, șefi! Salut! Pare bine? Cine ești tu, mă, zâmbărețule? Gicu sunt, mă numesc Gicu. Salut, Gicu! Ce faci, Gicu? Salut, Gicu! Foarte bine, mă bucur foarte mult. Uite, mă, a venit Gicu la noi, băi! Băi, vezi, bă, dacă ne-l așteptam pe Gicu! Așa? Gicu și mai cum? Gicu, Gheorghe Roșca, Gicu, mă știi toată lumea. De unde vii, Gicule? Sunt din Republica Moldova, dar stau în Iași de vreo 12 ani. Gicu, ce faci tu în Iași? Am o afacere cu ceea ce ați gustat astăzi. Sunt salate din legume marinate. Se practică a fi mâncate la orice ocazie și la evenimente special. Eu am mai multe feluri de salate. Asta este preferata mea din cauza că este picată. Bă, dar ce ai, un restaurant? Un ce? Nu, am o hală care de producere. Da, în unde le produc și le livrez la băcănii, la... Și cu carnea nu prea le aveți așa, nu prea. Dacă face doar salate, mă, doar morcov, varză și... Carnea chiar aseară, mă, aseară mi-a ieșit foarte bine. Astăzi, nu știu, nici n-am apucat să-l gust. Și ce salate faci? Salata de morcov picat, salata de morcov dulce, dovlecel, sfecule, țelină. Dar niciodată amestecate? Niciodată. Ca și... Și merge pe asta? Da. Și câți angajați? Nu am niciun, am avut mai mulți, lucrez. Adică am avut mai mulți, sincer să fiu, este foarte greu să găsești pe cineva care să poți de deci, în ziua de genul, tu ce întrezi, tu dai cu capul? Exact, exact. Păi ce faci, Gicule? Tu le faci salatele acum? Da, eu fac salatele acum. Spre exemplu, înainte făceam 5 kg în 6 ore, acum fac 20 kg într-o oră. Doar la răzătoare. Timp de 2 ani am dat doar la răzătoare. Adică asta spun manual. Asta spun manual. N-ai cum să dai la răzătoare. L-ai rașcătat bine? Nu știu, mi iese. Băi, tu ești muncitor așa. Deci faci 400-500 de salate pe zi. Ceva. Da, asta ai făcut din totdeauna? Nu, am terminat o facultate, un master. Științe politice am terminat. Ce științe politice? Masterul am făcut salate. Acum îl dă, azi îl dă. Masterul în salate, astăzi îl dă. Și cine îți livrează? Cine îți face contabilitatea? Eu, tot. Am contabil, bineînțeles că am contabil. Și aprovizionare. Și aprovizionare, tot. Și transport? Tu? Da, mă descurc, dar ideea este că acum le fac foarte rapid și chiar nu mi-a atâta de mult timp în așa fel încât îmi permite timpul să și stau și cu copilul meu, să muncesc și să merg și... Ești nebun, că... deci poți să le faci pe toate. Da. Am crezut că nu-ți mai place acum, că ți-a prea puțin timp, știi, și parcă nu mai e fan. Gicule, dacă ar fi să mergi mai departe, în ce echipă ai vrea să faci parte? Am zis că prefer pe domnul Scărlătescu. O, ce frumos! Bun. Da.